De asta o parte în fiecare dimineață sibienii care stau pe strada Transilvaniei. Oamenii se plâng că șoferii circulă cu viteză, iar ei își pun viața în pericol atunci când sunt nevoiți să plece cu mașina din curte. Toate mașinile care vin de jos au fost împinse înspre trotuar, nemai existând nici o restricție, încetează trecerea sau o limită de viteză, practic mașinile vin pe lângă bordură. Practic, așa cum arată noua configurație a drumului, se poate observa că atât eu cât și vecinii noștri, practic, suntem în imposibilitate să parcăm mașinile în curte, să ieșim din curte, fără a pune propria viață sau pe alte persoane în pericol. Oamenii spun că au anunțat și primăria, însă până acum sesizările lor au rămas fără ecou. Fiecare dimineață îți pui viața în pericol. Ai putea spune că în fiecare dimineață vrei să te sinucizi, pentru că vrei să ieși din curte. Nu ai ce face, trebuie să te duci la servici. Am sesizat aceste lucruri primăriei, însă primăria ne ignoră pur și simplu. Din luna 10-a am depus o sesizare. Municipalitatea cunoaște această situație. Pe strada Transilvaniei se vor reface anul viitor rețelele de apă și canalizare, moment în care se va reface și carosabilul și se va găsi o soluție și pentru acești cetățeni pentru a ieși din curțile lor mai ușor. Până când se va găsi o rezolvare, șoferii care circulă pe strada Transilvaniei sunt rugați să respecte regulile de circulație și să conducă preventiv.